Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la reportajelul nostru, cel de toate zilele, cu care v-am obișnuit așa, nu neapărat ca o regulă cotidiană, dar ca o regulă. Astăzi iată-ne la Colegiul Național Roman Vodă. Despre această școală cu nume de voievod, cred că nu mai trebuie să spunem foarte multe într-o prezentare. Ce ne-a adus astăzi aici? Ne-a adus un eveniment deosebit, respectiv întâlnirea unei generații de absolvenți de zeci de ani în urmă, așa, dar care, spre deosebire, eu știu, mă refer la eveniment, spre deosebire de alte evenimente asemănătoare, are o nuanță aparte, respectiv cei care sunt astăzi aici pentru, eu știu, această întâlnire de, dacă nu mă înșel, 45 de ani, nu s-au mai văzut niciodată. Cum se obișnuiește? La 10, la 20, la cine știe, așa cum se organizează, eu știu, absolvenții dintr-o generație pe parcursul anilor. Rămâneți cu noi să vedem ce personalități, ce, eu știu, de aici, pentru că eu cunosc câteva, dar până una alta, rămâneți cu noi să vedem cine sunt cei care se întâlnesc astăzi la Roman Vodă. Bună ziua! Bună ziua! Domnul Nastase Vasile, clasa câta? 11-a, 67. 67, cât ar fi de atunci socotit? 45. 45, deci nu m-am înșelat eu. Eu am prezentat telespectatorul din cunoștințele mele așa, o nuanță aparte a întâlnirii de astăzi, respectiv faptul că nu v-ați mai întâlnit până acum. Nu, niciodată. Cum se face? Așa au fost timpurile, eu știu, mulți am fost plecați, puțin rămași. Faptul că a fost scindarea între cele două licee, Roman Vodă 1 la 2, s-a fost mai greu. Dar astăzi, poate pentru prima, pentru unii și ultima, sperăm să nu fie, dar vom vedea. Romașcan? Da, Romașcan, la 4 km, Trifeștean. A, deci sunteți aproape. La Romanului, dar m-am mutat la țară, la locul de Barsă. Cu ce comoare de amintiri veniți la întâlnirea de astăzi? Foarte multe, așteptăm să ne întâlnim în clase. Și atunci încep povestirile la fiecare. Multe. O parte mai sunt încă în activitate, o parte suntem pensionari, dar avem ce spune. Să rămână organizatorul acestei întâlniri. Acestei întâlniri după 45 de ani a fost o muncă deosebit de grea, pentru că nu ne-am întâlnit niciodată în cei 45 de ani de la terminarea acestui liceu. O muncă de un an și 4 luni, dar în final am o satisfacție deosebită că am reușit ca la această întâlnire să adun un număr de 80 de colegi și un număr de 20 de domni profesori pe care i-am admirat și în timpul liceului. Îi admir în fiecare zi când mă întâlnesc cu ei în acest oraș și îi voi admira în continuare până când nu vor mai fi. Câți plecați? Câți rămași? Care ar fi? Am terminat liceul în 1967. Am fost 12 clase, un număr de 360 de elevi. Am contactat 168, dintre care au venit 80, cum v-am spus. 49 sunt decedați, sunt plecați dintre noi, au plecat destul de devreme și vom păstra în activitatea noastră, în cursul acestei zile, un moment de reculegere pentru ei și vom oficia și o slujbă de pomenire în amintirea lor și a domnilor profesori care nu mai sunt. Binecuvântat este Dumnezeu nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu marea pe
Mă gândesc că sunt multe amintirile de evocat după atâția ani. Sunt extraordinar de multe. Din toți colegii care au absolvit acest liceu, am calculat din câte știu eu, cam 10% au rămas cu liceul, iar restul toți sunt absolvenți ai universităților din țară și al colegiilor de învățători și asistenți medicali. Și întreba tot pe dumneavoastră, pentru că iată, un an și patru luni face termina un om armata pe vremuri. Da, eu am da. Muncă așa și mă gândesc că îi cunoașteți binișor. Orice personalități așa care se distingue. Da, aici în oraș avem pe, să iau așa în ordine alfabetică a claselor, pe doamna doctor Cernomaz Olga, pe domnul inginer Lucian Nicolae, care a lucrat la doamna Biana, pe domnul Mocanu, care este director la Bancost, domnul Mocanu Vasile, doamna Cârcu Elena, fostă Cârcu, actualmente Antochi, care astăzi ne va prezenta și o expoziție de tablouri, este a terminat Institutul de Artă din Iași. Binecunoscută romașcanilor. Binecunoscută romașcanilor. Pe doamna Stanciu, care este și în colectivul de organizare Stanciu Maria, fostă Tiron, are un cabinet de expertiză IT și cine am zis? Și dacă am uitat pe cineva, sigur nu se supără că... Avem la București pe domnul Ionescu Mircea, care este profesor universitar, un alt Ionescu Mircea, care este profesor la... Iași, la Universitatea Icuza, la Facultatea de Educație Fizică, doctorul Dragoteanu Constantin, care este medic legist în București, doamna doctor Robu, de aici, din Roma, nu ne-a onorat cu prezența, a fost Gherca, este medic la oncologie. Și alții, și ca să alții. Spun. Așa, în regulă. Da. Cu cine am avut bucuria să stăm de vorbă? Fosta Zavate Niculina, actualmente Tamba. Am lucrat în învățământ 41 de ani, la liceul Danubiana și la școala 3, 15 ani la școală la Sagna. Am fost și director de școală. Domnul profesor Constantin Ostafe, cunoscut dumneavoastră, director adjunct al Colegiului Național Roman Vodă, un moment chiar emoționant mă gândesc la astfel de, eu știu, manifestări. Bună ziua spectatorilor și telespectatorilor noastre. Un moment într-adevăr emoționant, un moment de referință pentru școală, pentru că acești oameni aflați în prag de pensie au dat roadele și muncii lor în toți acești 45 de ani pe care i-au parcurs până aici, 45 de ani de realizări, de împliniri, uneori de poticnișuri, dar una peste alta o etapă plină de împliniri, împliniri care se citesc pe fețele lor, stare de emoție, de mulțumire, stare de bucurie, bucuria revedere după 45 de ani. Din experiența noastră ca și cadru didactic, iată, rămas aici cu generațiile astea, mai țineți legătura, mai vin, mai pleacă, mai cum? Parte din seniori vin periodic prin Roman, de care sunt legați prin rude, prin prieteni, sunt legați prin cei dispăruți. Șefa de promoție a acestei serii spune că odată la una, două luni de zile trece prin Roman, face o plimbare, depune o floare la mormântul părinților și își amintește cu drag de tot ce a fost în etapa tineriții în municipiul Roman. Cu bucurie și cu tihnă la momentul ăsta deosebit. Păi asta dorim cu toții, să
vedem și o întâlnire de 50 de ani, de 60 de ani a acestor seniori, să fim și noi în preajma lor și să ne găsească într-o casă nouă, cum ne dorim să fie această instituție începând din septembrie. Doamne ajută! Și dumneavoastră numai succes în tot ce faceți! Sunt cadru didactic al acestei instituții, Bârjovanu mă numesc, sunt învățătoare a acestor minunați copii, din clasa a treia, de la Colegiul Național Roman Vodă, copii care au venit să demonstreze o picătură din munca lor, se numesc Sincron Junior Roman, e o formație întocmită cu sprijinul necondiționat și nemăsurat al domnului inginer Constantin Traciu. Vă vom răbi doar câteva minuțele. Ce vrem noi să demonstrăm? Că suntem în stare să ducem mai departe spiritul Colegiului Național Roman Vodă. Vrem să vă spunem că suntem grozav de încântați să vă fim astăzi alături. Vă admirăm din toți porii. Când cei doi copii ai mei care v-au dat flori au venit în clasă, știți ce mi-au spus? Doamna învățătoare, n-am văzut niciodată atât de mulți oameni cu toții veseli. Noi suntem responsabili aflându-ne în fața dumneavoastră. Știm ce înseamnă Roman Vodă. Vă admirăm și ne dorim ca peste ani, atunci când noi vom fi priviți și când spun noi, vă arăt cine suntem noi, aș vrea să se spună așa cum se spune despre dumneavoastră. Felicitări! Se cunoaște că ați terminat Roman Vodă. Așa e. Mi-am permis să intervin cei care astăzi, eu știu, trăiesc aceste clipe frumoase. Un binecunoscut dumneavoastră de la postul nostru Topal TV, domnul Luca. Cu ce sentiment astăzi? Un sentiment de bucurie și de emoție, pentru că sunt colegi care nu i-am mai văzut niciodată de când am terminat liceul și mă bucur că am întâlnit mulți colegi aici care totuși am mai cunoscut dintre ei. Pe o parte i-am recunoscut și tot o să fie frumos. Da, ați așteptat mult momentul ăsta? Am așteptat, da, am așteptat. Tot mereu așteptam să fac, să organizez cineva o întâlnire, care cunoștea mai mulți dintre colegi. Și s-a întâmplat până la urmă. Și s-a întâmplat până la urmă. Bun, să fie cu bucurie. Mulțumesc, mulțumesc. Profesor Tihon, între fericiții de astăzi, cu ce sentiment? De bucurie, bineînțeles. După 45 de ani, infinitul mic, se întâlnește pe Calea Lacteei la Roman Vodă. Ce aș putea să spun? Bucuria este de partea noastră, colegii sunt de partea noastră, noi suntem de partea lor și toți să fim bucuroși de ziua de astăzi. Este o zi însorită, cu posibilitatea ca de seară, după cum am mai și vorbit, le-am promis și propunem o seară astronomică, începând la ora 9, în piața Mușat, la ora 9, sper că cerul să fie frumos. Din piața Mușat, cred că o să mergem la liceul sportiv pe teren, iar de acolo, cred că o să mergem în altă locație, depinde cum și ce, cum se va desfășura activitățile. Sunt invitați toți la Mașcane și colegii mei, din urmă, cu 45 de ani, aducere aminte. Da, cu pace și cu bucurie, ce să zicem. Să fie, cer senin.
Domnul Mihai Gavriluț, domnul profesor Mihai Gavriluț, astăzi în ce calitate pe aici? Cum vă încadrați? Am fost profesor la această promoție, 1967. Era o promoție foarte bună, care de altfel și celelalte care au fost până acum și care au, și care au urmat. Și cu ocazia asta ne-am întâlnit și ne-am depănat amintiri din timpul copilării lor și, de ce nu, a tinereții mele. Întâlnirile astea sunt foarte plăcute pentru că viața, mă rog, ne oferă tot felul de greutăți, dar când ne întâlnim cu foștii noștri elevi sau cu foștii colegi, pentru un timp scăpăm de tot felul de... Uităm de toate sursele de stres și așteptăm după aceea următoarea întâlnire. Să dea Dumnezeu să fie cât de mult! Și eu la fel. Domnul Dumnezeu Iisus Hristos să vă binecuvinteze în toate zilele vieții voastre.